Jucătorul de tenis de masă Darius Movilianu este un adevărat fenomen. La doar 14 ani, sportivul legitimat la clubul Steaua are un palmares de invidia, campion mondial de cadeți, campion european de juniori și multiplu campion național de juniori și seniori. Darius a avut în 2019 de excepție. La finalul lui 2019, sportivul născut în Târgoviște a fost desemnat una dintre speranțele anului la gala clubului Steaua București. Dar Darius nu vrea să se oprească aici. Perfect conștient de rezultatele remarcabile obținute până acum, stelistul vrea să ajungă în cel mai scurt timp în top 10 mondial. De cât timp faci tenis de masă și cum ai ajuns să practici acest sport? Eu fac tenis de masă de 7 ani, de când eram mic, l-am văzut pe tata cum juca și am mers într-o zi cu el la sală și eu mă jucam cu paleta, țineam duble pe paletă și a zis hai să vedem cum joci. M-am dus încet, încet la un antrenor, iar acel antrenor a zis că trebuie să muncesc, că dacă fac, mă antrenez, o să ajung un jucător bun. Câte ore te antrenezi pe zi? Mă antrenez 3 ore în fiecare zi. În 2019 ai devenit primul european care a câștigat campionatul mondial de cadeți. Cum a fost această competiție pentru tine? A fost o competiție grea, trebuia să mă pregătesc foarte bine înainte de fiecare meci. Am luptat foarte mult și am jucat foarte bine. Cât de dificil e să evoluezi împotriva jucătorilor asiatici? Este foarte greu pentru că ei se antrenează mult mai mult decât noi și știu foarte bine jocul. Dar dacă ești foarte atent și schimbi tactica pe parcursul meciului, poți ajunge la un rezultat bun. La 0-3 în finală, mai sperai să ajungi să cucerești medalia de aur? La 0-3 pentru adversar am zis că nu am nimic de pierdut, am început să joc, să schimb puțin tactica, n-am mai fost așa agitat, am început să gestionez mai bine unele mingi și cu puțin noroc în final am reușit să câștig. Tot în 2019 ai devenit și campion european și ai câștigat alte multe medalii în trecerile naționale. A fost un an perfect pentru tine? Da, pentru mine a fost un an foarte bun, aproape chiar perfect, pot să zic, pentru că am câștigat cele mai importante competiții. La gala Clubului Steaua din decembrie ai fost desemnat una dintre speranțele sportului românesc. Ce reprezintă pentru tine acest premiu? Este o onoare pentru mine să primesc această distincție și sper ca pe viitor să evoluez din ce în ce mai mult. Ce spun colegii tăi de școală despre tine, despre faptul că ești deja multiplu medaliat în acest sport? Mă felicită foarte mult, mă întreabă mereu când mai vin pe la școală, că vor să mă vadă și le spun că am concursuri, dar și eu de-abia aștept să-i văd și mă încurajează foarte mult. Cum se împacă școala cu sport de performanță? Ai probleme la școală? Care sunt materiile tale preferate? La școală nu am probleme, chiar anul trecut am fost al doilea cel mai bun din clasă, am luat premiul 2. Ești practic încă un copil, mai ai timp să te joci? Care sunt pasiunile tale, jocurile tale preferate? Sincer, mă mai joc pe telefon destul de mult și pe consolă. Și ce anume joci? FIFA. Ce îți dorești să obții în acest an? În acest an îmi doresc să devin din nou campion european, iar la Open-urile de senior să am rezultate destul de bune. Care este marele tău vis ca și sportiv? Să ajung în primii 10 mondial în clasament.